Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară l-avem invitat pe profesorul doctorul Dumitru Constantin Dulcan. Bună seara, domnule profesor, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mă urmărește dintotdeauna un gând, că toți suntem la gândul. A spus la un moment dat, și vreau să vorbim despre asta, în prima parte a emisiunii, gândul este cea mai puternică forță din univers. Păi gândiți-vă, apropo de gând, că la început a fost un gând și în acest gând este întregul univers cuprins, ceea ce mi se pare un lucru formidabil. Deci forța gândului este imensă. Acum, mergând pe fir puțin mai detaliat, gândul este un proiect, un plan, o idee, un concept, o schiță. Dacă e un proiect, atunci, în primul gând al universului, admitem creator, n-admitem creator, n-are importanță. Dacă mergem la ideea că universul este infinit, n-are creator. Dacă mergem la ideea că universul are un început, atunci trebuie să avem creator, nu? Oricum ar fi, acest proiect suntem noi. Că în acest proiect, ab initio, deci la începuturile lucrurilor, am fost noi acolo prezent în el. Și forța lui, de asemenea manieră, încât iată s-a creat un univers. Gândiți-vă, mii de galaxii, care se învârt unele în jurul altora. Să ne imaginăm, și gândeam la asta, un mecanism de ceas cu rotițele alea, că atâtea rotițe care nu se încurcă niciuna, dar una se antrenează pe cealaltă. Toate miile de galaxii se învârt unele în jurul altora și universul funcționează fără să aibă noduri de coliziune în care toate lucrurile să plece aiurea în univers. Deci este o ordine în universul ăsta, o ordine fantastică. Am putea numi asta, dincolo, dacă admitem concepția religiei, o teologie odată divină și o teologie a lumii. Adică o ordine. Suntem o ordine a universului, putem să admitem sau nu religia, suntem liberi să gândim, nu? Parcă eram în democrație și aveam voie să gândim, nu-i așa? Parcă așa o zisem eu. De aia și spun, nu? În consecință, putem să admitem o ordine divină, o ordine a universului, oricum ar fi, toate aceste lucruri pleacă de la un gând, gândul inițial. Deci forța gândului este forța care construiește, care ordonează, care gestionează, care coordonează. Eu așa am numit inteligența universului, inteligența care este generatoare și coordonatoare de univers. Și asta se întâmpla, publicată evident în 1981, dar scriam în 1977 la ea. Și iată, găsesc pe Joe Dispenza, dar atâția alții care aproape găsesc exact același termen. Neil Walsh, care a citit cartea și a avut un elogiu cu totul deosebit la adresa cărții mele, bineînțeles că în engleză a citit-o, și el folosește aproape același termen. O inteligență generatoare și coordonatoare de univers. Ceea ce foloseam eu atunci. Vreau să spun că la vremea aia, noi eram după cortina de fier. Știți bine, nu venea nimic de dincolo. Când am folosit termenul de inteligența materiei, iată, marele creator de cuantică, de noțiunea de cuantă, Max Planck, folosește termenul de cuantă ca pachetul ultim de energie, la cea mai mică cantitate de energie, nu cuanta. Ei bine, la o întâlnire a fizicienilor din domeniul cuantic din 1944 la Florența, are această exprimare extraordinară și îmi place să o spun adeseori. Zice, universul întreg se sprijine pe nucleul atomic. Dar particulele din nucleul atomic sunt întreținute într-o continuă, într-o perpetuă mișcare care dă forme lucrurilor de univers de către o mare minte, mintea materiei. Dacă eu la vremea aș fi știut asta, vă dați seama că l-aș fi comentat. El îi spune mintea materiei, eu spune inteligența materiei, fără îndoială că l-aș fi comentat. Dar ce informație pătrundea din clane? Ba mai mult, nu numai că nu pătrundea. Trebuie să spun lucrul ăsta. Pe ușa laboratorului de fizică, fizică unde se făceau cercetări nucleare, scria interzis pentru filozofie. Pentru că interpretarea cuantică duce la o altă logică, la o metalogică, o logică care este complet altfel. Deci, între logica noastră formală,
să-i spunem, aristoteliană, și logica sau metalogica din câmpul cuantic este o mare prăpastie. Gândiți-vă că noi vedem lucrurile în succesiune, dumneavoastră sunteți acolo, aici, așa ne putem înțelege, dar la nivel de câmp lucrurile sunt totul în totul, este o simultaneitate a lucrurilor. Nu există ieri, azi, mâine, ci există doar un prezent. Și asta mă gândeam eu, că unii oameni care fac așa zisele anticipări ale viitorului sau profeții, au acces la acest prezent. Ei obțin informația despre viitor pentru că în acest prezent este și trecutul și viitorul. În consecință, dintr-o singură, să spunem, sursă, ei citesc despre viitor. Altfel, nu avem explicație de ce atâția profeți totuși, chiar dacă nu acordăm credibilitate tuturor, unii din ei au mai și spus lucrurile care s-au potrivit, s-au întâmplat. Apropo de cortina de fier, vedem astăzi că este un război lângă noi, în Ucraina. Teamă, nu? Frică, apropo de ceea ce se întâmplă. Vedem și propagandă, vedem de toate. Unele ne sperie, altele ne pun pe gânduri. Și apropo de conștiință, e un profesor, Roger Nelson, care a făcut o experiență la Universitatea din Princeton cu rezultate absolut tulburătoare. Și ce zice el, ce spune această experiență, a fost în 1993 și vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră, cum interpretați acest lucru. În 1993, bazându-se pe ani de experiență în laborator, Roger Nelson a început să utilizeze tehnologia generatorului în scopul înregistrării corelațiilor între datele privind stări speciale ale grupurilor de conștiință. A urmat un studiu global pentru testarea ipotezei privind efectul emoțiilor partajate de o manieră globală în grupuri mari de oameni cu ocazia unor evenimente majore, așa cum e și războiul. Studiul a făcut, a arătat că cum oamenii, emoția, conștiința foarte multor oameni, cum au fost 11 septembrie în America. Păi tocmai asta mă gândeam. Iată, 11 septembrie, David Wilcock descrie acest fenomen. Ce s-a întâmplat cu magnitudinea câmpului geomagnetic, intensitatea câmpului geomagnetic. Foarte interesant, foarte interesant. Deci au fost vreo 36 de computere extinse o arie largă a planetei care au colectat datele. Și în momentul în care are loc bombardamentul primului turn și pe urmă al doilea, ce se întâmplă? Intensitatea câmpului geomagnetic crește ca niciodată, într-o aproape verticală, imensă, de o mare magnitudine. Asta se întâmplă și la primul și la al doilea avion. Se face la câteva zile, se asociază un grup de oameni imens, tot așa, milioane de oameni care au fost speriați. Bun, acest fenomen se întâmplă, această spaimă teribilă, nu? Am văzut oameni cum se aruncau, cum cădeau, era fost cumplit. Deci se petrece sub raportul conștiinței o anxietate, o spaimă cumplită, da? O frică generalizată. Și al locuitor și a tot ce. Și sub acțiunea acestei frici teribile, curba intensității câmpului geomagnetic aproape devine verticală, imensă. Bun. La câteva zile după asta, un mare grup de oameni este rugat să mediteze asupra ideii de pace, de armonie. Știți ce se întâmplă? Extraordinar. Curba acea curbă pleacă aproape verticală, în sens opus. Coboară. Deci, ce știm cu asta? Și dați-mi voie să continui puțin, că e un lucru foarte interesant aici. Să nu mai ochi și urechi. E foarte interesant ce se întâmplă. Eu am fost așa, teribil de impresionat, când am văzut două curbe, dom'le, absolut simetrie. Simetria fricii și simetria a ordinii, a păcii, a liniștii, a rugăminții. Toate se întâmplă și se descarcă în câmpul geomagnetic și modifică intensitatea câmpului geomagnetic. Sau electromagnetismul, cum vreți să-i spunem, n-are importanță. Ei bine, asta înseamnă următorul lucru. Că noi suntem într-o permanență influență cu câmpul geomagnetic. Noi influențăm câmpul geomagnetic și invers, câmpul geomagnetic ne influențează pe noi. Dar mai mult, câmpul geomagnetic este la același timp sub directa influență a câmpului geomagnetic solar. Deci în permanență noi suntem între două influențe a câmpului geomagnetic al Terei, al planetei, și al sistemului solar. E bine, știm de frecvența Schumann, știm de centură, știm de câteva lucruri, că
radiația solară nu pătrunde de prim ordin la noi, pentru că dacă n-am avea această centură, această protecție, inclusiv a câmpului geomagnetic, atunci evident că viața noastră ar fi foarte afectată. Dar se întâmplă în timpul erupției solare. Și eu am făcut un studiu de genul ăsta în 1974. Am găsit în ziar că între 9 și 11 era august. Explozii solare. Erau explozii solare și dădea intensitatea maximă și intensitatea minimă. Eu știam așa, că în anii erupțiilor solare, care au loc ciclic din 11-11 ani, se întâmplă frecvența crescută de suiciduri, de tulburări psihice, internări la psihiatrie, accidente vasculare cerebrale, accidente de mașină, infarct miocardic. Și atunci am luat și am studiat zonele corespunzătoare acestor segmente ale corpului uman, care vi le-am spus. Adică sistemul nervos central, sistemul vegetativ care suporta și asta. Și le-am măsurat de 3 ori pe zi, în timpul din nouă, când erupția era maximă, o aveam datele obținute din ziar, la jumătate și în ultima zi. Ei, datele care le-am obținut pe un aparat făcut de un coleg aviator, un inginer foarte isteț, nu le-am interpretat eu, le-am dat un băiat care știa să facă grafice. De ce? Pentru că se știe, când faci o cercetare, de obicei tu vrei să iasă cum ai gândit-o tu. Și anume este realitate, obiectivă. Și ați dat unei alte persoane să facă acele grafice. Și atunci am dat-o la un băiat, că aveam un tânăr care era antrenat la mine, fă-mi tu grafice. Cel cu care am făcut studiile era de 3 ori pe zi, că am consumat tot timpul. Ce crezi că o să obții? Și am zis așa, dacă e adevărat ce cred eu, curba va fi asta. Dacă nu e adevărat, nu o să fie asta. Am demonstrat că nu e. Nu e nicio problemă. Orice lucrare poate să dea un sau nu. Și este la fel de autentic și una și cealaltă, dacă nu ai rezultate. Bun. Exact așa era curba. Deci, în zone care corespundeau sistemul nervos central, sistemul nervos vegetativ, care înseamnă vegetativul, toată gestiunea sistemului vascular, nu? Toată funcționalitatea sistemului vascular. Sistemul nervos central și vegetativ, pur și simplu, erau niște curbe cele mai înalte în ziua de erupție maximă, încep să scadă în cea de-a doua zi și ajung la zero în a treia zi. Se întâmplă un lucru extraordinar. Unul din tine pe care examinam, dintr-o dată, în ultima zi, în timp ce toți ceilalți erau pe zero, ăsta are o ascendență ca și cum ar fi fost sub erupția solară maximă. Îl iau și îl întreb ce s-a întâmplat. A avut un stres foarte mare. Atunci am înțeles următorul lucru. Că noi suntem supuși, că stresul, ce este stresul? E o traumă de ordin chimic, fizic, etc., psihic, care determină corpul să elibereze niște substanțe, deci să reacționează la o traumă. Deci, în momentul stresului, chimia pe care organismul eliberează este una, dacă stresul este acut și nu de intensitate deosebită, atunci nu se întâmplă nimic. Dar dacă stresul devine cronic, el creează o serie întreagă de impedimente, adică creează un teren pentru toate celelalte boli inflamatorii care se pot asocia. Dar ce mi s-a părut? Deci, în timpul stresului, noi suntem supuși unor influențe nocive ca și în timpul erupției solare. Cu alte cuvinte, revenim la ideea anterioară. Suntem între două mari riscuri. Sau, dacă vreți, două mari instrumente care pot să influențeze starea noastră psihică, fizică, patologică sau din vântul. Câmpul geomagnetic, erupție solară. Cu alte cuvinte, suntem dependenți de universul în care suntem. Am spus-o și repet, noi nu putem să fim izolați de universul în care ne-am născut. Tot ceea ce se întâmplă în noi este și dincolo de noi. Ne place sau nu ne place. Și din acest motiv, în momentul în care noi funcționăm cu sau fără voia noastră, ne implicăm în fiziologie atât a universului cât și a planetei. De aceea noi ar trebui să avem grijă de planetă, nu să o poluăm, nu să tăiem toată vegetația, tot ce facem noi, să radem munții de vegetație, podava forestieră. Pentru că asta înseamnă oxigen, înseamnă regim climatologic, înseamnă nu numai asta. Vreau să vă spun că fondul ăla forestier, inclusiv radiațiile atomice care vin din pământ, sunt cele care sunt neutralizate. Deci consecințele sunt destul de dure dacă noi nu avem grijă de mediul în care trăim. Apropo de această
testarea ipotezei privind efectul emoțiilor partajate de o manieră globală, că ați vorbit foarte bine. Sau se vorbește și de o conștiință globală, exact. Este creația și, proiectului. Și întrebarea aia, ce am putea înfăptui, dacă dumneavoastră credeți că e posibil acest lucru, dacă ne-am interconectat în mod deliberat, adică nu inconștient, răspunzând într-un fel sau altul la un eveniment major, cum a fost 11 septembrie, cum e războiul. Și dacă ne-am străduit să devenim o conștiință cu adevărat globală. Credeți că este posibil acest lucru și cum s-ar face? Deci, în 1992 se creează Institutul de Matematică a în California. Ei construiesc un proiect care se numește Proiectul Conștiinței Globale sau Coerenței Globale. Ce înseamnă coerență? Coerența înseamnă o funcționalitate în același ritm, în aceeași lungime de unde, dacă vrei, a creierului și a inimii. Asta înseamnă coerența inimă-creier, care iarăși este scopul pentru care Institutul Inimii din California s-a preocupat. Ideea, scopul acestui institut a fost acela de a folosi potențialul maxim al inimii. Și pentru că la nivelul inimii s-au descris deja vreo 50.000 de neuroni și s-a numit micul creier. Deci inima, în actuala accepție a cercetărilor, mai ales făcute de acest institut al inimii, are un rol cu totul deosebit. Și vorbim de această coerență care înseamnă pur și simplu modificarea conștiinței umane. De asta am adus discuția despre asta. Ei, în proiectul conștiinței globale, acest institut, se discută asocierea unor grupuri foarte mari de oameni care să intre într-o coerență inimă-creier. Astea au în clipa de față o mare conexiune cu ideea de câmp cuantic. Adică, cum putem să creăm o coerență? În primul rând, din punctul de vedere al comportamentului nostru, asta înseamnă, mai simplu vorbit, ceea ce gândim să și simțim. Dacă una spui și alta simți, ce înseamnă a gândi și a simți? E noțiune care trebuie să lămurim. A gândi, evident, este gândul creierului, este cortexul, este un fenomen de tip de ordin cognitiv. A simți implică inima. Se crede în clipa de față că afectele, emoțiile, sunt elaborate la nivel de cord, deci la micul creier, și trimise creierului care le exprimă. Deci a simți, spunem noi în clipa de față, simțim cu inima. Coordonarea, sincronizarea undelor ale creierului cu inima și ale inimii înseamnă coerență inimă-creier. Această coerență inimă-creier se poate, în primul rând, prin comportament. În comportamentul nostru, când gândim, acționăm, etc. Adică, știți cum spune românul, ești fals. Una spui și, de fapt, alta faci. Există însă și tehnici, apropo de proiectul ăsta, tehnică de meditație, pe care, la clipa de față, sunt extrem de larg dezbătute și discutate. Meditația în care noi, folosind emoțiile de ordin superior, ce înseamnă emoții superioare? Emoția superioară înseamnă pace, iubire, acceptare, generozitate, bunătate, liniște. Emoții inferioare, ură, ostilitate, lăcomie, invidie, răutate, agresivitate, violență. Deci emoțiile superioare, dacă ne concentrăm pe ele, atunci, la nivel de câmp cuantic, noi activăm. Deci, în câmpul cuantic, ce înseamnă câmpul cuantic? Este un câmp de energie, un câmp unificat care este dincolo de spațiu și de timp. Nu este un câmp fizic. Este doar un câmp non-fizic în care nu este doar energie și informație. Ba mai mult, se crede că acolo este o conștiință, este acea minte pe care v-am citat-o după Max Planck, care menține într-o continuă mișcare particule subatomice. Ce se întâmplă cu el? Sub această minte a materiei, particule vin în lumea noastră, ne dau forma, deci ne dau conturul lumii existente și dispar după fracțiuni de milionim de secundă, dispar din nou în câmpul din care au venit, dispar în deant. Deci, între câmpul non-fizic sau vidul cuantic, cum se mai numește, și noi, realitatea noastră, pur și simplu este o continuă și perpetuă mișcare. Mintea noastră, conștiința noastră, este cea care creează realitatea. Adică, la nivel de câmp cuantic, informația, energia este doar sub formă de undă. Non-fizică, invizibilă, imperceptibilă. Deci noi putem percepe. Este ceva care nu-l vedem. În momentul în care noi
ne concentrăm asupra câmpului cuantic, în acel moment, unda devine particulă vizibilă. Deci noi ne creăm realitatea. La nivelul câmpului cuantic există o infinitate de staturi, de posibilități. Sub formă latentă, în funcție de informația pe care am capacitatea mea de a percepe lucrurile, de a recepta informația și de interesele noastre, noi activăm una din aceste posibilități latente existente în câmpul cuantic prin transformarea undei în particulă vizibilă. Deci noi transformăm lumea invizibilă în lume vizibilă, perceptibilă. Lumea noastră e o lume care o percepem prin cele 5 simțuri, da? Dar în realitatea ei, dincolo, în fundalul cuantic, la nivel de câmp cuantic, de vid cuantic, cum se mai și spune, este doar o undă. Deci mintea noastră are capacitatea de a transforma unda în particulă, invizibil în vizibil. Asta înseamnă noi ne creăm propria realitate. Crearea propriei realități este aia care vrem noi. Se vorbește de două realități. Realitatea newtoniană. Gândirea din realitatea newtoniană este una care a permis tot ce vedem. În primul rând, principiul separației. Separația înseamnă dezbinare, înseamnă tot ce vrem. Înseamnă indiferență sau dimpotrivă sentimente pentru semenul nostru sau invers, ură, ostilitate, etc. Această dezbinare, această gândire de tip newtonian a permis războaiele, conflictele sociale, crimele și toate racele sociale pe care le vedem cu toți. În clipa de față se pune problema, apropo de conștiința globală și de coerență, se pune problema de a schimba modalitatea asta de gândire. Asta înseamnă să căpătăm o gândire de tip cuantic. Ce înseamnă gândirea de tip cuantic? Gândirea de tip cuantic înseamnă cultivarea emoțiilor superioare. Emoții superioare sunt emoțiile de ordin etic, moral, pace, liniște, acceptare, bunătate, generozitate, etc. Ei, asta a spus-o și religiile. Nu înțeleg de ce ar putea să le excludem din evocare, pentru că exact aceleași lucruri le găsim și la nivel de gândire a sacrului. Ei bine, aceasta este propusă, dacă vreți, de către mari cercetători ai domeniului a spiritualității. Aceasta este ceea ce ni se propune în clipa de față. În momentul în care noi vom reuși să creăm o conștiință globală, cum a spus, să o gândim doar în emoții de tip moral, etic, o etică a emoțiilor superioare, în clipa aceea, noi vom schimba rețele neuronale care sunt purtătoare informațiilor vechi, de ostilitate, de lăcomie, de invidie, etc., cu o rețea neuronală suport al ideilor care cultivă valorile etice superioare. Asta e ceea ce se propune lumii. Vom reuși sau nu vom reuși să eliminăm această racilă a războiului, aceasta depinde de noi. Vedeți? De ce suntem aici? Suntem aici pentru că toată lumea gândește așa. Dacă toți am gândit numai în termenii de generozitate, de respect pentru semenii noștri, de acceptarea semenilor noștri, atunci lumea n-ar mai fi aici. E când noi vom evita conflictele din comportamentul nostru, din gândirea noastră și acțiunea noastră, atenție! Adică la o scară mică amplificată, absolut, s-a amplificat acest conflict, deci, se poate materializa într-un război până la urmă. Acesta este proiectul unei conștiințe globale, sau coerenței globale, al Institutului Inimii din California. Îi spun Institutul de Matematică a Inimii, eu îi spun Institutul Inimii din California. E bine, acest proiect înseamnă ca noi să capacităm grupuri cât mai mari de oameni în așa fel încât la un moment dat să putem să îi impunem lumea această gândire de tip, dacă vreți, cuantic. Este o altă gândire. Gândirea newtoniană este aia care a permis ceea ce se vede, pentru că principiul separației la vremea aceea nu se vedea conexiunea între semeni. Deci noi suntem strict conectați. Vorbiți despre toate aceste conexiuni, se stinge lumina între timp, cu toate că amândoi gândim în etic, spun când vorbim despre toate astea. Coerent cuantic, adică gândim cuantic. Vorbiți despre această corelare între creier și inimă, domnule profesor. Și vă întreb o întrebare simplă pe care ar pune-o oricare om. Noi când luăm deciziile, le luăm pe bază de ceea ce simțim cu inima sau ceea ce gândim cu creierul? Suntem în două circunstanțe. Când avem un dubiu, ce să facem?
să face ceva, să, acel ceva, să spune, ni se propune ceva. Putem să ne îndoim de posibilitatea de a obține un rezultat favorabil sau nu? Care e criteriul? Dacă folosim criteriul cognitiv, adică întrebăm creierul, el folosește doar circumstanțele în care se află. Domnule, experiența mea e că dacă lucrez cu X, putem să obținem ceva rezultate. Alteori nu. Dar adevărul stă la nivelul corpului. Întotdeauna, când ești într-un dubiu și nu știi ce să faci în această dubitație, nu creierul este cel care deține adevărul, ci inima. Pentru că la nivelul inimii, ea, inima, are un semnal mult mai amplu decât creierul, logic, inima este cea care trimite semnalele emoțiilor noastre creierului, nu invers. Deci întotdeauna urmează-ți inima. Acum, de ce spunem noi că adevărul este în inimă? Păi dacă mergem la termen religios, este cea pată de lumină care este, reprezintă divinitatea și acolo adevărul este divin. Deci, omul poate greși. Dincolo, în dimensiunea divinului, nu există eroare. Deci, întotdeauna, într-o situație, întreabă-ți inima. Eu știu lucrurile astea acum, sigur că da, am alte informații, dar la vremea când eram student și evident că eram pus multe ori în situații de dubiu, am sesizat că dacă inima mea vrea, acel lucru e bine. Dar dacă inima nu vrea, ci creierul da, totdeauna am greșit. Totdeauna am greșit. Deci, întotdeauna am dubitație, inima este cea care spune adevărul. Sufletul unde se regăsește? Pentru că vorbim de multe ori despre suflet. Sufletul, vai de sufletul lui. Te iubesc din tot sufletul. Hai să defini ce e sufletul. Sigur, sufletul intră în limbajul comun al tuturor. S-a cântărit, știți bine, sufletul. Uite, și așa mai departe. Fără îndeală că mi-am pus și eu întrebările astea ca toată lumea, eu cred că există ceea ce numim suflet, de fapt este funcția noastră vegetative. Și care majoritatea lor sunt efectuate la nivelul subconștientului, pentru că avem 66 de funcții ale ficatului. Nici una din ele nu o comand eu. Nici stomacul să digere, nici inima să bate, nici creierul, rinichiul și așa mai departe. În consecință, subconștientul posede întreaga noastră vegetativă. Aia este sufletul. În momentul morții, acea energie care anima fiecare celulă și definea viața, viul, se sustrage din celule și unii chiar și văd asta. Eu numesc asta un suflet spirit și cred că este una și alta. Deci viața vegetativă care se petrece la nivel subconștient sau inconștient este una, o energie, și spiritul cel care raționează este alta. Evident că creierul este cel care gestionează întreaga noastră funcționalitate, indubitabilă, chiar dacă sunt funcții subconștiente sau nu. În cele din urmă, informația de la nivelul cognitiv rațional al creierului este luată de subconștient și, dăm exemplu, scrisul. Nu mai mă gândesc cum scris, că e aproape mecanic. Mersul pe bicicletă, schiatul, vorbitul, etc. Toate aceste funcții care au fost mai întâi cognitive în sfera rațională. Avem două etaje. Etajul rațional sau cognitiv și etajul subconștient sau afectiv. Ei, inconștient. Și evident, visceral, etc. Toată funcționalitatea noastră se țin de subconștient. În momentul în care noi vrem ca o funcție să fie cât mai performantă, atunci o repetăm. Prin repetiție, noi o dăm subconștientului, care nu-și mai pune întrebări. Ați văzut, conduci mașina, după un număr de învățări, nu știu, 26 de ore, parcă nu știu câte erau, sau 28 de învățat când conduci mașina, și la un moment dat conduci mașina, vorbești cu cel de lângă tine, dar tu acționezi corect. Vă dau și eu un exemplu. Am făcut un interviu cu Nadia Comăneci și toți vorbesc. Zeița de la Mureal, cea mai mare gimnastă. Eu cred că fata aia făcea gestul de inconștient. Cea mai mare gimnastă a lumii. Și îmi povestea și îmi zicea, Marius, deci munca era desăvârșită. Repetam atât de mult încât greșeam mai degrabă în gând decât în realitate. Lucrurile deveneau firești. Adică mai degrabă în gând decât în realitate, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră. Da. Deci trebuie să alegem... Deci o funcție performantă când o dai subconștientului. Pentru că se face cu minim de consum de energie și maxim de eficiență.
Așadar, ordinea alegerilor sau organelor sau cum vreți să le spunem, în momentul în care vrem să luăm o decizie, vorbim despre inima, că inima nu urmează ți inima, vorbim despre suflet și în ultimul rând adevărul despre... Adevărul este în inimă, vrem, nu vrem. Și în ultimul rând despre creier. Dacă extindem discuția, ajungem la religie și clar, prima mișcare, știți care este? Păi, la un făt, inima apare a 21-23 zi. Eu am văzut, am fost în Canada, vizitind profesor, și era un ecran mare, mai mare decât ce aveți dumneavoastră, în care se vedea toată geneza unei ființe. Vedea inima cum toate celulele se adună, se parcă în patru, și când ultima celulă se adăuga, brusc începea să bată. Întrebare logică, cine este cel care dă prima mișcare, primul moment sau unui corp? Este primul organ în creația unui făt. La 3 săptămâni. Creierul apare după 3 luni. E bine, prima mișcare de la nivelul cordului este ritmul embriofetal, cu 150 de bătăi pe minut. Când apare creierul, preia funcția cordului și se imprimă ritmul cel care corespunde vieții de adult. Este extraordinar de interesant să vezi cum se formează toate organele. După ce s-a format trunchiul, pe urmă apar niște muguri, ai mâini, picioare. Este ceva colosal. Ai sentimentul că este pur și simplu desenată ființa umană. Când apar ochii, noi încă nu avem acoperiș. Sunt niște lucruri colosale. Ochii sunt prelungirea creierului. Asta e filmată. Cineva, o femeie care a acceptat, bineînțeles, să fie tot timpul supervizată, monitorizată. Și să vezi, toată creația asta este colosală. Dacă vezi acest film, ai să te îndoiești că atei au dreptate. Ajungem și la o discuție despre Dumnezeu, cu toate că tot ceea ce vorbiți are legătură cu Dumnezeu și cu divinitatea. Domnule profesor, de ce atunci, de fiecare dată când e să luăm o decizie, o decizie importantă în viață, în dragoste, în profesie și așa mai departe, spune, domnule, gândește cu mintea, nu cu inima. De unde chestia asta? Când explicația dumneavoastră... Explicația logică, iar e logică. A gândi cu mintea înseamnă să întreprinzi o acțiune rațională, logică. A gândi cu inima înseamnă să faci ce îți place și ce nu-ți place. Pentru că inima spune da sau nu, în timp ce raționamentul îți place, nu-ți place, de pildă un serviciu, nu totdeauna îți place ce, toate să faci în serviciu, dar trebuie să o faci. Impunere logică. Chiar dacă inima zice nu. În sensul că nu-ți place suficient. Dubitația era cu totul altceva. Este diferit de ce spun eu când sunt într-un dubiu și nu știu ce să fac, să acționez sau nu. Atunci, inima are dreptate. Dar în materie de comportament, atunci lucrurile capătă o altă aliură și, evident, și o altă explicație. N-am fost creați de Dumnezeu să suferim. Biologia noastră o demonstrează. Avem nevoie de fericire. Că tot vorbim despre inimă, despre suflet, despre minte. Domnul Tucă, la modul concret, în momentul când gândim... Constantin Dulcan a spus asta, nu citesc din... citesc din clasici, da, într-un fel sau altul. Am auzit de el. Deci, la modul aveți concret... Și umor, da, vă rog. La modul concret, în momentul în care gândim, dacă nu folosim numai valorile etice de ordin superior, adică acelea care au o frecvență înaltă, că și astea, în momentul când noi emitem un cuvânt, da, emitem o energie, energia are o frecvență. În funcție de frecvență și de semnificația semantică, de semantica cuvântului, ea are, deci, o semantică pozitivă, o utilitate pozitivă, favorabilă sănătății, și o semantică negativă, semnificație negativă, care este nocivă, deci ne îmbolnăvește. Ei, emoțiile, conduitele, comportamentul care sunt cu o frecvență mică, înseamnă o chimie nefavorabilă sănătății. Deci, și organismului și... Absolut. Asta înseamnă, la nivel stresului, că înseamnă un exces de cortizol, acesta influențează negativ și sistemul imunitar, și neurogeneza, neuroplasticitatea, și categoria din care adrenalina de asemenea se emite în timpul stresului, este cea care face vasoconstricția la nivelul cordului, la nivelul creierului. Și iată, de pildă, un stres foarte puternic. Noi spunem că stresul acut nu are o nocivitate pentru organism, dar depinde de intensitate.
am dat mereu exemplul ăsta, un studiu făcut de Harvard, care a fost intrigat de ce oameni între 30 și 40 de ani pot să facă accidente vasculare, pentru că nu este vârsta accidentului vascular. Asta se situează ridicul pe 50-60 de ani. Ei bine, făcând o anchetă, ăsta e avantajul la știința americană. Totdeauna când ceva vor să fac o anchetă, mi s-a părut extrem. O cercetare. O cercetare. Noi suntem obligați să studiem cercetările lor, datele lor, să le cităm, în timp ce ei fac cercetări în sine și asta îi dă prioritate științei lor. Deci noi ne ducem la ei și nu invers. E o realitate care trebuie să recunoaștem. Da? Ei bine, ancheta făcută de ei pe teren a constatat că insul respectiv care a făcut infarct, să zicem, miocardie la vârsta de 30 sau 32 de ani, cu două ore înainte a avut un stres foarte puternic. Ce înseamnă un stres foarte puternic? Înseamnă o impresie puternică, o traumă psihică atât de mare încât se eliberează o cantitate foarte mare de adrenalină, face o vasoconstricție puternică și dacă asta e de durată, pur și simplu, zona de țesut care era... Deci contează și durata. Absolut. Adică să fie irigată pe termen... de acel vas de sânge, intră în necroză, asta înseamnă infarct. Că se întâmplă la creier, cel mai des se întâmplă la cord. Deci un infarct miocardic care se apare ca urmare a unui traumatism foarte puternic, aceasta este explicația. Spuneți-mi, vă rog, avem rugăciunea inimii, nu avem rugăciunea creierului să ne apropiem de Dumnezeu, nu că ne-am fi îndepărtat vreo secundă în această lecție, în acest curs pe care îl țineți în fața celor care ne urmăresc. Rugăciunea inimii. Da. Are legătură, bineînțeles, e vorba despre Dumnezeu. Ce se întâmplă în mintea omului, în inima omului? Ce se întâmplă să definim când se roagă? Hai să definim atunci rugăciunea. Indiferent că este rugăciunea inimii sau e rugăciunea către o entitate. Vedeți, multă vreme noi am crezut că rugăciunea este o simplă vorbă aruncată în vârst, că nu se audă nimeni. În clipa de față însă știm, mai ales din experiențe morții clinice, iată ce vorbește acest neurochirurg Ibn Alexander, care are o moarte clinică și spune... În America, și se pare că și în Anglia, există obiceiul ca într-o boală foarte gravă, familia și prietenii să se roage pentru sănătoșirea celorlalți. Această rugăciune, dacă vreți dumneavoastră, s-a făcut la Harvard, de Herbert Johnson, care demonstrează că, de pildă, dacă luăm două loturi de bolnavi cu același diagnostic, unul e martor și la celălalt punem 10 oameni din afară să se roage ca vindecarea să fie mai rapidă sau pur și simplu se gândesc doar. Deci, gândesc în sensul să facă bine, gândesc să... Exact. Ei bine, se constată că grupul celor la spracura s-a exersat o rugăciune sau o afirmație pozitivă, se vindecă de două ori mai repede și cu medicație mult mai redusă. Deci, ceea ce noi numim rugăciune sau... afirmații de grup funcționează. Cu alte cuvinte, rugăciunea este un câmp de energie care conține o informație, adică cererea respectivă, care este trimisă către o entitate oricare alta. Iată, vă dau un exemplu. Bombardamentele din Irak se făceau numai la comanda președintului. Și Institutul Limei din California adună o mulțime de oameni, câteva mii, care se concentrează să se anuleze cu bombardamentul care trebuia să fie dat la ora 21 asupra Irakului. Și reușește anularea bombardamentului. Acolo este o similare cu rugăciunea, dar este o informație care este folosită pe o altă cale decât cea a rugăciunii. Ce înseamnă asta? Că în momentul în care noi sau un grup de oameni în rugăciune, să spunem... Există deseori, iertați-mă doar o secundă, rugați-vă pentru el, expresia rugați-vă pentru Absolut. El. Absolut. În momentul ăla, noi trimitem un gând. Gândul este o forță. Așa am stabilit anterior, da? Așa da. Am început. Gândul este o forță, e un câmp de energie care se proiectează asupra entității căreia ne adresăm ca rugăciune sau pur și simplu în situația un asta. Gând. Un gând asupra, de pildă, unui om bolnav. Gândul ăla este un gând în care implicăm fenomen de vindecare. E, asta înseamnă că noi lucrăm cu o energie care conectează ori entitate, ori un pacient care are boala respectivă, ori orice altceva. Deci rugăciunea este un câmp de energie care funcționează în ce condiții? Păi am spus adeseori, uitați-vă la omul simplu, la femeile de la țară. Fervoarea, intensitatea rugăciunii
contează enorm de mult. De ce? Pentru că într-o rugăciune în care nu pui sentimentul, afectivitatea. Am zis că funcționăm pe două registre. Registrul cognitiv și afectiv. Registrul afectiv este cel care aduce energia unui gând. Emoția, sentimentul este energia. Gândul este doar o formulă. Dar el, însoțit de afect, de o emoție, are energia care îi dă finalitatea acelui gând. Adică îl transformă, îl materializează. Adică formăm acele forme gând. Ei bine, m-ați întrebat de rugăciunea inimii. Este la fel. Este un câmp care se creează, se trimite la entitatea căreia te adresezi și funcționează în funcție de intensitatea cu care ai spus. Deci contează intensitatea... Fervoarea cu care este spusă. Dacă adică spui așa din vârful buzelor, dă Doamne și mie, nu o să dea niciodată. Un gând puternic, afectiv, emoțional... gândindu-te la binele celui pentru care te rogi. Intensitatea sentimentului pe care îl pui în ceea ce numești o rugăciune sau o afirmație este cea care materializează gândul. Mă întorc la fericire, încă o dată, că vreau să vorbim despre fericire, domnule profesor, e nevoie. N-am fost creați de Dumnezeu să suferim, biologia noastră o demonstrează. Avem nevoie de fericire. Da. Spuneam că în gândirea noastră nu folosim numai cuvinte și emoții pozitive care au o semnificație pozitivă pentru noi. Și atunci, fiecare emoție are o chimie. Chimia se reflectă asupra tuturor structurilor noastre. Deci, frica, să zicem, sau teama. Această teamă se transmite prin ceea ce numim noi neuropeptide, se localizează pe o zonă, un organ, este neconsumată și acolo, pe receptorii de la organului respectiv. ADN-ul și însușește informația care este patologică, da, anxietatea, frica este patologică și el fabrică proteinele de-a lungul timpului într-o manieră patologică, alterată. O emoție pozitivă, dimpotrivă, îi permite ADN-ului să fabrice proteinele, ele tiparul, nu? Pe modelul lui, proteinele care corespund sănătății noastre și dimpotrivă. Frica, teama, ostilitatea, agresivitatea, furia. Furia distruge enorm de mulți neuroni, foarte mulți neuroni. Deci noi pierdem neuroni și dacă stăm numai așa, fără să facem niciun efort. Se zice că circa 2000. Dar în momentul în care ne înfuriem, pierdem o cantitate imensă de neuroni. Neuronii sunt foarte sensibili. De aceea, furia, mânia, agresivitatea, violența nu sunt indicate pentru noi. Și consumă la neuroni? La stresul pe care îl ținem noi, probabil că este explicabil de ce în clipa de față frecvența bolii Alzheimer este atât de mare de crescut. Vă pun o întrebare simplă, dar în egală măsură deci, complicată. N-am terminat cu fericirea. Da, da, vă rog. Eu am spus, ce înseamnă fericirea? Sentimentul unei împliniri complete a dorințelor tale. Ești fericit dacă ai luat un examen, dacă ai câștigat ceva, dacă iubești și ți s-a făcut o declarație de dragoste, dacă etc., etc. Asta înseamnă că în organism nu se eliberează o chimie a fericirii. Chimia fericirii asta înseamnă de la dopamină, care este except dopamină, serotonină, care sunt cu o chimie favorabilă organismului nostru, structurile noastre vii și spun eu, față de faptul că noi nu suntem controlați să emitem tot timpul numai gânduri cu o semnificație pozitivă, atunci avem nevoie de o porție de fericire. Adică care să de, o chimie care, de o chimie care să neutralizeze. Acumularea de chimie negativă. Este extrem de importantă. Adică să-ți iei doza ta de bucurie. Iată Neil Walsh ce spune, un lucru extraordinar, cel care a scris Conversații cu Dumnezeu și care a avut un elogiu splendid la adresa cărții mele Inteligența Materii, citind-o în engleză. El zice următorul lucru. Dimineața, scoate cu zâmbet, mulțumește că există. Pleci. Îți propunezi ca tot timpul zilei respective să rămâi într-o bună dispoziție. Te-ai întâlnit cu vecinul. Fă un compliment. Zice, ai schimbat toată ziua. Este extraordinar. Te costă atât de puțin și îl facem atât de scump. Adică, efortul este atât de mic, minim. Minim, dar cu rezultate excepționale. Absolut. Ei creat o zi bună a celui bună, o zi bună vecine, să ai o zi bună, să ai succes, o zi bună, etc. Toate aceste lucruri, vedeți, noi înainte de a ști despre chimia asta, întotdeauna am fost obsedat că funcționalitatea ultimă trebuie să fie chimie. Logic. Vii de la energie, energia înseamnă
Atomi, molecule, chimie, obligatoriu. Totul trece prin chimie, toată viața noastră este chimie. Acum știm că în funcție de ce discutăm, de ce cuvinte folosim, de ce emoții experimentăm, de ce comportament avem, toate aceste lucruri au o chimie. Chimia care este favorabilă sau nocivă sănătății. În fiecare clipă când emitem un gând, noi pledăm pentru fericire, sănătate sau dimpotrivă, boală, moarte. Cu fiecare gând. De aceea se spune că avem aproape peste unii zi mai puțin, în circa 90.000 de gânduri. Ați zis 60.000, nimeni nu le-a numărat. Avem enorm de multe gânduri într-o zi. E bine, nu toate gândurile astea sunt cele bune. Dar să fie cele mai multe bune. Exact. Asta este important și oricum să încerci să neutralizezi. Se spune că o faptă rea se poate neutraliza făcute prin mult mai multe bune. Domnule profesor, o întrebare simplă, dar în egală măsură complicată. Dumneavoastră care cunoașteți toate aceste mecanisme și vorbiți despre ele, cum vă împăcați cu dumneavoastră? Cum găsiți echilibru în ceea ce trăiți, simțiți, gândiți mai ales, ceea ce faceți cu inima, cum simțiți cu inima? Cum faceți? Care este secretul profesorului Constantin Dulcan? Arăta om care am un secret? Nu, dar știți cum e? Paradoxal, în momentul în care știi foarte multe despre structura umană, despre gând, despre inimă, despre suflet, despre emoții, despre tot ceea ce ne-ați vorbit în seara asta, cel puțin mi-e greu să ajung la un echilibru. Cum faceți? Păi am să vă spun următorul lucru. M-am ocupat foarte mult nu numai de medicina noastră clasică, ci și de medicină tradițională orientală. Medicina tradițională orientală este tributarea unei spiritualități a Orientului, care este înaintea civilizației noastre. Ei au fost întâi și apoi noi. Dacă mergem pe ideea de Atlantida și Lemurie, atunci Orientul este tributară Lemuriei, iar noi Atlantide. Atlantida este cu gândirea rațională, cealaltă cu gândirea spirituală. Ei spun următorul lucru, că în momentul în care noi depunem un efort, consumăm energia alimentelor pe care... Dar dacă efortul nostru depășește energia dată de alimente, atunci energia se ia din structura organică. Ei numesc asta energie structurată, adică de la dinficat, nici, etc. Cu timpul, tot luni, acel organ devine patologic, se îmbolnăvește. Remediu. Că aici vreau să ajung. Remediu este ca întotdeauna, la sfârșitul unui program, când vrei mai ales să faci ceva, sau pur și te simți să faci o tehnică de relaxare pentru încărcarea cu energie. Eu asta mi-am învățat-o de la 26 de ani. Am făcut enorm de multe școli, am citit enorm de multe cărți. Nu să le fac pe toate, este exclus că într-o viață faci tot, ci să-mi fac doar o sinteză a ceea ce mie este mie util. Dacă până mă întrebați de toate tehnicile de relaxare, am să vă spun pe a mea, nu pe a lor alții. Pentru că eu mi-am adecvat toate aceste tehnici la structura dumneavoastră. Corpului meu. Ce înseamnă asta? În primul rând, serviciul mi-era foarte greu, nu puteam să scriu în timpul serviciului, dar am scris mii de pagini. Cum? Doar în vacanță. Dacă în vacanță nu eram în dispoziția de a scrie, pierdeam tot timpul. Ori atunci am fost obligat să învăț o tehnică de relaxare, să mă încarc cu energie. Toată viața mea, la sfârșit de program, am făcut 15-20 de minute de relaxare, mă încărcam cu energie și lucram ca și cum aș fi avut o zi foarte plină. E o tehnică specială? Puteți să vorbiți despre ea? Sau? E simplă, dar nu, eu mi-am adaptat totul mie. Atunci nu este valabilă pentru toată lumea. Am descris-o în toate cărțile mele, a zis că e greu. Să vă spun ce e greu. Pentru că în momentul în care tu ți-ai luat o atitudine de repaus, trebuie să gândești într-o manieră în care îți lipsesc cuvintele. Maniera este să înlături toată senzația de oboseală a creierului, pur și simplu să te situezi înapoi a gândului și gândul tău să-ți disipeze toată energia aceea de oboseală, de epuizare. Și stând așa, la un moment dat, apare respirație spontană. Acea respirație spontană te încarcă în momentul respirației profunde, expirației profunde. Este ca și cum în toate celulele tale se toarnă o sevă. Regeneratoare. O senzație de bine. Asta după 15-20 de minute te reconfortează ca și cum ai fi dormit o noapte profundă. Este ceea ce am făcut toată viața. A zburat timpul. Timpul ce e?
Timpul este durata două evenimente succesive. Dintre două evenimente succesive. V-am auzit vorbind într-o emisiune la Florentina Fântânaru, prietena noastră. Ați vorbit despre miracolul luminii aprinderii la Ierusalim, la mormântul sfânt. Vă rog, am fost fascinat de povestea noastră pentru că vine din partea unui cercetător, a unui profesor, a unui doctor. Da, m-am dus chiar cu gândul ăsta. Deci, v-ați dus cu gândul să aflați adevăr ce se întâmplă de fapt? Absolut. Pentru că e atât de mult de contestată de X, de Y și am, nu numai asta. Toate lucrurile care au fost contestate am vrut să le verific eu. Niciodată să nu ne lăsăm în seama, poate să fie. Știți ce spune Buddha? Oricât de mari ar fi maestrii voștri, treceți prin propriul vostru filtru ceea ce vă spun. Nu o las de bună. Niciodată n-am mers eu pe ce mi-au spus alții. Poate că vă par lipsit de modestie, dar nimeni în lumea asta nu poate da mie lecții fără că eu să spun da sau nu. Sau cel puțin am citit... Asta e bine fiecare dintre noi să facă. Am citit destul de mult pe lumea asta ca să pot să-mi dau seama de cât adevăr există într-o afirmație sau nu, indiferent cine în lumea asta ar fi afirmat. Dacă nu, dacă asta n-aș fi avut-o în propria mea minte să verific, n-aș fi scris. Dar în momentul în care eu am verificat ceva, atunci am vrut să scriu. Chiar dacă alții pot să conteste, e treaba lor, subiectivismul. Mă întorc la Lunele Ierusalim. Da. Era în anul jubiliar de 2000 de ani de la evenimentele cu Iisus. M-am scris într-o excursie, nu contează cum am reușit să fac rost de banii ăia. Și știam că, am fost de mai multe ori în Ierusalim, știam că lumina asta este în preziua Paștelui. Deci am aflat toate amănuntele. Vineri, la ora 16, am intrat în incinta Sfântului Mormânt. Trebuie să mai de mult acolo știam. Și știam că lumina apare în jurul mormântului. Dacă ești la distanță, este ca și aici, iei dintr-o altă lumânare. În consecință, am stat 24 de ore picioare ca să rămân pe lângă mormânt să văd când apare lumina din incinta mormântului. Ei bine, la ora 21 sfert. Deci a stat 24 de ore 24 în picioare. De ore. Ce să spun? Asta era condiția. Eram și tânăr, în anul 2000 aveam altă vârstă, nu mi se părea deloc că ești obosit, etc. Dar țineam cu orice preț să văd realitatea. Aveam aparat de filmat, dar n-am vrut să filmez pentru că mi-era teamă că eu mă induc de la blitz și zic asta e lumina. Când a apărut lumina? La 21 sfert. Prima. După amiază. 21 sfert după amiază, da. Deci era în sâmbăta Paștelui. Paște duminică, da? Bun. La 21 sfert, primul lucru care l-a apărut era în aer niște, ca niște fluturași, cum era înainte la neon când aprindea, apăreau toți soi de lumini, da? Asta a fost prima formă. A doua formă. În mormântul are în pereții laterali niște orificii cam de diametru de 20 cm. O lumină albă a izbucnit din mormânt. Atenție, lumina aia nu era lumina fizică. Orice lumină, dacă ai un hibrid și îl treci prin aer, zidul de aer îți trimite lumina înapoi. Lumina s-a dus ca un glonț, ca și cum era solidă. În afară și aprinde, era lângă morminte, era un puș de vreo 11 ani, aprinde lumânarea aluia care aprinde instantanie, este un lucru extraordinar de greu. Lumânarea are 33 de lumânări de data vârstele lui Iisus și la suprafață firul ăla, mătasea aia, este înglobat în ceară. Deci ca tu să poți aprinde lumânarea, trebuie mai întâi să se topească ceasul să ia foc. Dar ca ea să vină spontan să-ți ia, se întâmplă numai foarte puțin. Se pare la oamenii cei mai puri să simte că în anul anterior unui călugăr i-a prinsese. Deci se întâmplă un fenomen care este dincolo de posibilitatea noastră fizică. De fenomenul fizic pe care altfel l-am fi făcut noi și cu totul altceva la apariția acestei lumini. În clipa aia. Deci asta a stat a doua formă de lumină. Pe urmă, din boltă de sus, se stinsese lumina la momentul ăla. Din boltă de sus veneau gerbe groase de lumină deasupra mormântului, ca și cum de la ploaia torențială. Deci am văzut trei forme. O ploaie de lumină. O ploaie de lumină. Acei fluturași la început, da, în aer. Din fluturașii, lumina ieșită prin orificiul din mormânt și lumina venită și de sus. Ploaia de lumină. Bun. Prima lumină este albă. Toți o luau cu palmele și o puneau pe față. Nu arde. În primele trei minute nu arde. Și se credea că are un efect, mă rog, terapeutic. Terapeutic, da. De ce? Pentru că lumina aia primă, și eu cred foarte tare că lumina din care suntem făcuți noi nu este lumina asta fizică. Eu numesc asta o lumină vie. Și cred că noi suntem condensări acelei lumini vie și nu al acestei lumini fizice. Pentru că
Mai întâi v-am spus nu ardea, în al doilea rând, după 3 minute ea devine, capătă culoarea luminii fizice cu care suntem cu toți obișnuiți. Deci este o altă lumină. Poveștile astea, că e magneziu, că e fosfor, eu am citit istoria ei, este prima oară menționată până în anii 89, deci 313 nu este admis creștinismul, până la anii 80, prima mențiune era de o călugăreță care a văzut această lumină, Lucifeina îi spunea la vremea aia. Ei, sunt povești, că e chimie, că e fosfor, că ce vrei și ce nu vrei. Într-un an, până la 1550-1600, sultanul nu-i mai lasă să intre la Sfântul Mormânt de Paști, pentru că spunea, voi vă lăudați cu lumina voastră. Și sigilează mormântul, nu-i lasă să intre, și atunci capul bisericii, că era mitropolit, patriar, depinde. Capul bisericii se duce și stă în genunchi în fața ușii și lumina apare prin stâlpul ăla, am și fotografia cu ea. Prin stâlpul ăla de piatră, de sus, pur și simplu ați văzut copacii care trăzniți ca o dungă de sub noi. Exact așa era prin piatră. Apare lumina prin piatră și aprinde, evident, vata pe care o avea cel care se rugea. Stătea acolo. Ei, din clipa aia i-a lăsat, a zis, gata, cu voi nu mai... Nu mai... Da, și nu i-a mai oprit. Deci, să ne înțelegem. Avem 1000 de mijloace tehnologice în clipa de față să putem descoperi dacă asta ar fi o escrocherie. Dar dacă nu vrei să vezi... Altfel, vreau să spun altceva. Cei care combat ideea de religie, ideea de nu știu ce. Dom'le, nici unul nu e în stare să vină cu o explicație. Pur și simplu, nu există. Dom'le, asta n-ai spus, n-ai spune, e ca și cum ai spune. Asta nu e o răspuns. Ca și cum ai spune, asta nu există. Nu vreau. Da. Dom'le, n-au nicio explicație decât atâta. Ei sunt instruiți, e clar că sunt instruiți de cineva, nu știu, n-are importanță, să spună nu. Păi da, asta nu e dialog. Asta e o manieră de pur și simplu a ignorantului, nu știu, nu știu, nu există. Ai scris ceva, nu e adevărat. Explicăm. Păi nu e în stare. N-ai cu cine să discuți, n-ai dialog. Deci, pe cei care contestă existența acestei lumini, îi contrazic. Această lumină apare din începuturile, deci sunt aproape de 2000 de ani. Nimeni n-a găsit o altă explicație, pur și simplu. Este cea care apare deasupra mormântului lui Iisus. Este ca și cum permanent cineva spune, acesta e fiul meu care pentru voi s-a sacrificat. Acesta e Paștele. Este o realitate. Vă mai spun ceva. În momentul în care am relatat asta, în care eu priveam la lumina, lângă mine era o femeie cu o bluză de tort, cum se poartă la țară. Căzuse în genunchi și am auzit, era rusoaică și a zice, Boże, Boże, ia vijutive, Doamne, Doamne, limba română, Doamne, Doamne, te văd. Atunci, în clipa de față, eram în picioare, m-am uitat și am zis, uite, ea n-a avut nevoie de explicație ca mine. Ea n-a venit de curioasă cum a fost eu ca intelectual, cu statea intelectuală. Ea chiar crede. Uh-huh. Diferența între ea și mine era evidentă. Păi dumneavoastră, profesorul cercetător, vă... Evident că eu vreau să știu exact. V-ați dus exact să găsiți explicația. O ultima întrebare, domnule profesor. Pur și simplu, timpul a zburat. Zboară întotdeauna. Apropo de creier, da? S-a schimbat mult, pentru că tot vorbim de evoluții de mii, de zeci de mii de ani și așa mai departe. Într-un secol, cât de mult s-a schimbat secolul 19, secolul 20, suntem în secolul 21, cât de mult s-a schimbat creierul uman? Creierul nu s-a schimbat. Există un informatician care, în baza picturilor rupestre din Altamira, Lascaux, etc., spune că gândirea omului, de cel puțin 30.000 de ani când avem primele forme de expresie a civilizației umane, este aceeași. Numai că mediul, societatea era la un nivel mult prea primar, deci noi nu posedăm cunoștințe decât ale epocii noastre. Nu? Știm despre avioane și de rachete că suntem contemporani cu ele, dar cei de acum 200 de ani nu puteau să vadă nici de avioane și de astea. Deci, capacitatea noastră de gândire este aceeași. Ceea ce ni se propune vis-a-vis de coerența și de conștiința globală și realitatea cu meditația în câmpul cuantic, ceea ce ni se propune, este o schimbare de paradigmă, de modalitate de a vedea lucrurile, de aceea manieră încât omenirea să supraviețuiască și cu un avantaj imens pentru dezvoltarea capacității noastre cognitive.
Diferența... Deci, dincolo de cât putem noi astăzi să înregistrăm la nivel cognitiv, la memorie, atenție, etc., ceea ce se propune în clipa de față este un lucru de excepție dacă omenirea va avea înțelepciunea să supraviețuiască. Anii 80, da? În România. Comunism, nu erau foarte multe de făcut, citeai, te plimbai câte un concediu, da? La televizor nu prea aveai, iar te întorceai la citit și cam astea erau lucrurile, da? Învățai, te duceai la școală. Astăzi, de dimineața, când trebuie să ne trezim cu zâmbetul pe buze, primul lucru, cu ochii cârpiți de somn, deschidem telefonul mobil să vedem ce s-a mai întâmplat. Și stresul ăsta... Evident. E stresul ăsta început înainte de a deschide ochii, practic, până adormi, este la cote alarmante. Este o viață contra cronometru sau contra tehnologiei. Ce s-a schimbat? Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Creierul cel din secolul 20-21 față de cel din secolul 19 este evident, este infinit mai mult bombardat de informație. Această informație poate să și uzeze sau uzează, epuizează, dar mai ales stresează. De am și spus, uite, vă dau un exemplu foarte elocvent. În țările ca din zona africană, frecvența bolii Alzheimer nu este egală cu aceea din țările Anglia, America, Franța, Germania. Nu e ciudat? Adică țările cu cea mai înaltă tehnologie, cu cel mai înalt standard economic, să aibă cea mai mare frecvență a bolii Alzheimer, adică demența Alzheimer, nu? Pierderea minții. Față de țările cu economie foarte puțin dezvoltată din zona africană, pentru că te-ai gândit că lucrurile trebuie să fie inverse și nu e așa. Asta se demonstrează clar. Pe de o parte, alimentația abuzivă, excesivă, poluarea și stresul. Este indubitabil. Am vorbit despre gând, suntem la gândul. Gândul este cea mai puternică forță din univers. Unde a spune cuvântul? În ce sens? N-am înțeles. Cu gândul este cea mai puternică forță din univers. Gândul se traduce prin cuvânt, idee. Cuvântul unde îl punem? Că am vorbit despre inimă, despre creier, despre suflet, despre gând. Cuvântul? Cuvântul este în creier întotdeauna, dar el este cenzurat de inimă. Deci... inima cenzurează până și cuvântul. Absolut. Inima controlează creierul. Când nu controlează creierul, suntem pur și simplu lipsiți de afecte. Dispare din noi, ăsta e omul viitorului. Deci omul viitorului se pretinde că va fi un om al algoritmului în care inima nu mai este, mai folosește pentru că sentimentele sunt excluse și mă întreb de ce se numește om. Pentru că el vrea să fie un robot. Vor avea loc roboții, exact la asta mă gândeam când, după ce, momentul în care ați început să răspundeți, roboții vor avea loc când, că vorbim despre emoții, da? Vorbim despre inimă, despre suflet. Dacă l-ați citit pe Harari și am un capitol întreg dedicat lui, citindu-l pe Harari, el despre asta vorbește. Despre asta vorbește. Păi el... Lumea, gândirea se va rezuma la algoritm. Primul rând este fără Dumnezeu. La algoritm, fără conștiință, fără afecte. Ala nu e un om, va să fie un computer și se zice că în epoca asta va veni momentul când robotul va fi capabil să se fabrice pe sine însuși. Și că atunci se pune problema unui alt strat social și ei să ne privească pe noi care suntem la un nivel evident inferior lor. Iată, dintr-o dată, această dispreț care se manifestă la un strat al populației față de un altul. Eu bineînțeles că nu... sperăm noi să ajungem acolo, dar eu nu cred că aceea va mai fi o civilizație umană. Păi nu va mai fi o civilizație umană, că plecăm de la ceea ce... Einstein a spus odată că în momentul în care tehnica va ajunge mai performantă decât creierul uman, omenirea dispare. Păi, domnule profesor, omenirea dispare. Eu era să vă zic că vă bat cu armele noastre. Păi am vorbit de conștiința colectivă. Am vorbit despre gândul care e cea mai puternică forță în univers. Roboții nu au nici gând, nici conștiință, nici afect, nu au nici inimă, nu au nici suflet. Și atunci universul a trebuit să-i destrame, nu? Dacă universul nu funcționează, spuneați că sunt strânsă legătură. Că m-ați prins? Nu v-am prins. Nu. Încercam să vă provoc. N-ați reținut că i-am spus următorul lucru. Dacă vom avea înțelepciunea să supraviețuim, atunci omenirea va fi alta.
Dar nici universul nu va mai exista, pentru că e strânsă legătură cu ceea ce vorbirea mai devreme, nu? Cum ar exista universul populat numai de roboți, dacă nu mai există toate lucrurile de care vorbeți? Vă rog. Asta știți foarte bine ce nu pot eu să spun. Sunt două mari momente ale gândirii umane, da? Este una cea care păstrează tradiționalismul și cea globală care exclude toate lucrurile astea. Globalismul ne duce aici. Și asta mă întrebați că unde e înțelepciunea. Întrebați-i pe ei, nu pe mine. Mulțumesc, domnule profesor. A fost o lecție, un curs absolut excepțional. Și mă bucur că ați venit. Deja m-a spus pe gânduri, apropo de gând, apropo de inimă, m-a spus pe gânduri de la primele cuvinte, de la prima parte a discursului și încercam să mă concentrez și mai tare pe ceea ce spuneți, pentru că procesam tot ceea ce spuneați și încercam să adaptez, să vezi în ce măsură eu fac asta și e mult de lucru aici. Dar nu mă întrebați cât de atent eram eu să vă ce spune, să știu să vă răspund. Contează mai puțin. Contează mai puțin pentru că, știți, dumneavoastră, e adevărat, dar prin empatie, când sunteți în fața multor oameni, sunt convins că primiți în egală măsură energie, gânduri bune, dar și gânduri mai puțin bune și discursul dumneavoastră este adaptat în funcție de ceea ce aveți în fața dumneavoastră. Sper că fac fața asta, trebuie să spuneți. Cu siguranță, cu siguranță. Pentru că ideile dumneavoastră au o logică organică, bazată pe ceea ce știți, apropo de orice ați spune și cei mai mari gânditori, trebuie să treceți prin filtru minții și gândirii noastre. Absolut. Treceți și prin inimă, domnule profesor? Fără îndoială că da. M-ați întrebat, dar n-am reușit să vă spun cum îmi procur eu fericirea. Deci am spus, îmi refac energia, dar imediat după asta trec la acele lecturi care îmi procură bucurie. Un sentiment de satisfacție. Acele lucruri sunt cele care au logică, cele care vorbesc despre o dimensiune spirituală și în niciun caz despre globalism și alte minuni. Cât de tare se va schimba, e chiar ultima întrebare, cât de tare se va schimba lumea, se va fi schimbat după pandemie, 2 ani de pandemie și acum după război? Fără îndoială, lumea este mult mai speriată, frica a contat enorm de mult. Și, cum spune românul colac peste pupăză, nu terminăm bine cu pandemia și vine războiul. Lumea este îngrozitor de înfricoșată, discut cu tinerii, unii dintre ei sunt foarte speriați, se văd fără repere, sunt tineri care mă întâlnesc pe stradă și mă opresc și spun că mă citesc și eu întreb de ce citiți, spune, încă mai reușesc să-mi spuneți ceva, dar altfel suntem extrem de rătăciți, pur și simplu nu știm pe cine să credem, fiecare spune altceva. Deci starea noastră de neliniște a lumii este una foarte, foarte nedorită. Mulțumesc, domnule profesor, profesorul Constantin Tulcan, în această seară, la o ediție cu totul specială. Ne vedem mâine seară la orele 20. Țineți aproape și luați aminte la această lecție absolut extraordinară din această seară. Țineți aproape!